Salut! În videoclipul ăsta vreau să-ți prezint un KTM Ultra Race. Hai să vedem despre ce e vorba. Deci, e un cadru de 19 de aluminiu. Ca să recunoști un cadru de aluminiu, vezi sudurile astea. Asta e diferența. Am văzut că unii oameni mai au problema asta. Când se uită la un cadru, nu știu dacă e de carbon sau de aluminiu. Bineînțeles, el se și aude. Are un sunet diferit. Într-un fel se aude carbon, în altfel se aude aluminiu. Din nou vedem sudurile. Bun, altfel, astăzi am și testat bicicleta. O să încep direct cu cea mai faină parte la bicicleta asta, și anume furca Fox 32 Fit 4 Performance, cu brațe negre. Fox-ul pe orice bicicletă e foarte binevenit și lucrează foarte fain. Un singur lucru nu mi-a plăcut, bineînțeles, presiunea din furcă, că nu e setată pentru greutatea mea, dar am reușit să-mi dau seama că e o furcă deosebită. Mergem mai departe să vedem cockpit-ul. Bicicleta vine cu un Garmin, care este Garminul meu, pe care îl folosesc la fiecare antrenament. Pipă KTM de aluminiu, ghidon KTM de aluminiu. Mai greu să-ți dai seama la ghidon și la pipă, dar până la urmă ne dăm seama și la asta. Și tijă de aluminiu, tot KTM. Așa KTM, totul e KTM pe bicicleta asta. Sunt curios să-mi scrii în comentariu dacă ai și tu, dacă sunt oameni printre voi care au KTM sau dacă ai avut sau cum ți s-a părut, cum te-ai simțit pe ea. Personal, din punctul meu de vedere, bicicletele KTM sunt cam grele pentru gustul meu, dar din cauza asta gusturile nu se discută. Să terminăm cu cockpitul. După cum am zis, furca vine cu lockout pe ghidon, care are două reglaje. Mergem aici în față, unde vedem frâne SLX, care sunt foarte, foarte faine, mai ales modulul ăsta nou, lucrează foarte ușor și ai priză cu un singur deget și mergi super lejer. Schimbătoare SLX, la fel ca și frânele. Schimbătoare care merg iarăși foarte ușor, mi-a plăcut cum schimbă. Eu pe bicicleta mea folosesc SRAM, dar am fost impresionat. Adică de fiecare dată sunt impresionat de manetele de schimbător Shimano. Discuri de 180, care frânează, au o putere de frânare foarte bună, mai mare decât decât cele de 160. Și ajungem la transmisie, care este una interesantă pentru unii. Din nou, nu e pe gustul meu. Avem o transmisie 2x11 cu pinion de hai să vedem, 40, o secundă. Scrie pe pinioane de cât sunt, dacă te uiți și în video. Scrie aici. Opa. Scrie aici 42, e cam greu de văzut pe video. Deci o transmisie 2x11. Mie mi se pare arhi suficientă. Cu transmisia asta poți să faci efectiv tot ce vrei pe bicicletă. Dezavantajul ei este greutatea, pentru că ai o casetă de pinioane destul de greuță și ai și schimbător, și manetă, și două foi. Deci e un pic
prea mult pentru mine, dar unii oameni au nevoie de opțiunile astea în plus, de rapoartele astea în plus, la urcat, la coborât, plat și așa mai departe. Angrenajul este din nou un angrenaj SLX, care vine cu plăci 2636. Un schimbător de foi SLX și un schimbător de pinioane XT. O linie, o transmisie, să zic eu, corectă, care își face treaba, se comportă foarte bine. La greutate nu prea stă bine, adică dacă o să vrei o bicicletă ușoară, nu o să reușești să scazi sub 10 kg cu o transmisie de genul ăsta. Dar, încă o dată, revin, pentru oamenii care nu își doresc primele 3 locuri la o competiție și care vor să se bucure de ce are de oferit o bicicletă sau un traseu, e o opțiune foarte bună. Ce să-ți mai prezint altceva la ea? Îmi plac mult culorile astea inspirate din zona moto, portocaliu cu negru, bineînțeles culorile specifice brandului KTM. M-am simțit bine pe 19, deși eu merg pe un 17 și cel mai recomandat pentru mine e un M. Ăsta tinde, 19 e încă M, dar tinde spre L. Să nu uităm, bineînțeles, vestitele cauciucuri Racing Ralph de 2.2. Foarte faine, un pic prea umflate. Leo le-a lăsat încă umflate din Tassos. Avem niște jante Mavic XC421. Nu știu așa de bine modele la jante. O jantă de aluminiu care se asortează cu celelalte componente. Pe spate avem tot un cauciuc Schwalbe, Rapid Drop de data asta, tot de 2.2. 2.25 chiar, care se asortează cu Racing Ralph și fac împreună o treabă bună. Pinioanele cred că sunt tot un SLX, scrie doar când le dai jos, dar bănuiesc că sunt SLX, butoci SLX, deci o linie în afară de schimbătorul de spate, full SLX. Mașoane din acestea de gumă. Eu prefer mașoanele de burete. Un suport de Garmin pe pipă. Chiar sunt curios unde îți place ție să pui suportul de ceas pe pipă. Să vină în față pe suport din acela. Sau, nu știu, în alte zone. Tu unde-l folosești. Iar una peste alta, cam asta a fost bicicleta KTM Ultra Race. Ar trebui să începem să dăm și niște note la biciclete. Aș zice de o nota 7 cu indulgență. Eu am fost Sergiu și cu Tom ți-am prezentat un KTM. Ne vedem în următoarele videoclipuri și cu alte biciclete mișto. Stai pe fază. Te salut!